Poate nu știați, dar suntem în luna ianuarie. Gelul de afară a pus stăpânire pe lacurile din țara noastră. Cu toate astea, echipa noastră a primit o invitație de a merge pe lacul dinozaurilor pentru a participa la un concurs de spinning. Cum a decurs prima etapă a concursului și ce pești surpriză au fost prinși, vedem chiar acum în rubrica Încărlic. Zi de iarnă autentică, fără zăpadă, dar cu un ger de minus 7 grade Celsius, iar vântul bate cu 20-25 de kilometri pe oră, ceea ce face să sporească minusul din termometre cu încă 5-6 grade Celsius. Ora 7:30 ne prinde pe câmpurile din Frumușani. Pe drum, Andrei Oprescu, gazda noastră, ne spune câteva secrete ale concursului. Pește mult de toate speciile, dar că există și pești surpriză. Despre surprize, ceva mai târziu. O să avem în premieră un drill cu un pește surpriză. Printre cei 13 pescari și o pescăriță. Sună a titlul de film de Oscar. Pescărița este Ioana Diaconu. Emoțiile sunt mari, cu câteva zile înainte a scos o știucă mare din lac. Cea mai mare captură aici? Da, aici am avut cea mai mare captură. Cât a avut? 84 sau 85. De ce? Știucă, nu? Da, da. De mult? Acum 2 săptămâni. Și pe Green Paradise am prins mai multe, și mai mari și mai mici. Să lăsăm ce a fost și să trecem la ziua de astăzi. Adunarea are loc pe malul lacurilor A și B, la fel ca și zonele de pescuit. Lângă mașinile abia venite, doi prietenei rubricii, Bogdan Ristea și Gabriel Bănică, dar și o parte din pescarii celebri la crap, foști campion mondial. De data aceasta este vorba de Bogdan Drăgan. Se face tragerea sectoarelor, dar și a locurilor de pescuit de pe mal. Doamna Ioana, da? A4. Gata. Aranjați pe locuri, fix la ora 9 se dă startul. Începe marele concurs de știucă cu cei mai inimoși concurenți. Aruncare după aruncare cu speranța primei capturi. Și ea apare la prietenul nostru Bogdan cu o cumătră lungă de 86 de centimetri. Cum a fost drillul, Bogdan? Bă, a fost un pic cam greu, nu mă așteptam. De ce? Nu te așteptai să vină și tu ca să... Nu, sunt destul de înghețat și... Da, este foarte frig. Ce? Nu spun, la ce? Păi, la ce avem voie să dăm, la jig? La jig. Culoare? La alb. La alb. Lungime? Acum nu știu. Ce banditești, ți-e frică că... Pe frigul ăsta, atâta. Bogdan a făcut prima captură de răpitor din concurs, iar acum merită un călduros. Bravo, Bogdan! Lângă Bogdan, Gabi Bănică, zis și Bănel. Dacă tot ne aflăm în zonă, îl trecem puțin pe la un interogatoriu pescăresc. Și așa nu prins nimic acum. Primul concurs pe anul ăsta, încă n-am avut nimic. N-am avut niciun atac? Niciun atac, e prima jumătate de oră, așa că nu... Nu disperi, mai ai. În nicio formă, avem încă 6 ore jumate cel puțin. Admirăm câteva momeli și ne minunăm de sculptura frigului în crengile de pe marginea lacului. Mai tremurăm un pic, iar când credem că vom face țursuri la mustăți, se aude cuvântul pește. Alergăm vreo 300 de metri și Bănel, parcă supărat de glumele făcute de noi, scoate o dințoasă de 84 de centimetri. A luat-o din zbor, a? Da. Mai la altă am ratat-o. Acum că am avut în fața camerei două știuci de calitate, să aflăm și ceva informații despre cele 69 de hectare împărțite pe 4 bazine ale complexului sportiv Dino Lake. Așa că l-am luat la întrebări pe gospodarul complexului, Andrei Oprescu. Suntem la Pikes Rampage, un concurs de știucă, bine, și șalău și bivan, dar până acum s-au arătat, s-a arătat și știuca, s-a arătat și bivan și șalău, da? În 10 minute de când a început concursul.
Asta. Dă drumul la cui. Dă-i drumul, lasă firul. Scoate, dă-i piedica peste cap. Ca să poată. Ăla-i. Wow! E primul pe care cu una. Ever. Ușor să nu-i... Trage mincioc, ușor, ușor de tot. De coadă. Așa. La, se prinde tot peștele și coada vreau. Da, păi l-a luat și pe coada. Nu, 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 că n-am pas, n-a venit. N-a venit cu saltau, da. Stai așa, 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 așa. 20 și... Nu s-a punctat, dar a rămas o amintire frumoasă a lui Bogdan. Săptămâna viitoare, manșa a doua cu multe capturi de ștucă și șalău, dar și cu încă o captură de excepție, la un alt sturion prins în jig de un alt Bogdan. De data aceasta, Bogdan Drăgan, campion mondial în anul 2012 pe la Cul Corbu. Gata pe săptămâna asta, ați avut în fața voastră prima manșă a primului concurs pe 2022. Un concurs desfășurat în condiții extreme. Mergeți în natură, pescuiți și simțiți-vă minunat. Puneți în aplicare ce ați învățat și veți avea parte numai de drill-uri și capturi deosebite. Unde credeți? În Cârlig!